Noaptea de miercuri spre joi, între orele 21 și 6, apa potabilă nu va ajunge în satul Sfântul Ilie. Pe străzile Ion Irimescu, Traian Țăran, Sofia Vicoveanca, stațiunii Victoriei, Viitorului, Măgura, Ostra, Prefect Gavril Tudoraș și parțial nici pe străzile Slătioara și Corneliu Coposu. În același interval orar, apa potabilă nu va ajunge nici la punctele termice 852, 853 și 854, ceea ce va afecta și furnizarea apei calde pentru cei racordați la acestea. Joi, ACET Suceava va întrerupe furnizarea apei potabile în mai multe zone din Burdujeni, îndeosebi în Cuza Vodă 3 și Burdujeni Sat. Sistarea acestui serviciu va începe de la ora 8 și se estimează că se va finaliza la ora 21. Afectați vor fi sucevenii care locuiesc pe străzile Grigore Antipa, General Iacob Zadic, Capitan Grigore Andrei al unului Eternității Plevnei, sublocotenente Caterina Teodoroiu, Tăbăcăriei Victor Babeș, Pictor Panaitean, parțial strada 22 decembrie, blocurile 148 și 149 de pe calea Burdujeni și blocurile 40A și 59 de pe calea Unirii. Nici punctele termice Cuza Vodă 3, 4, 5, 6 și școala specială nu vor avea apă, motiv pentru care la robinetele locuințelor din blocurile arondate acestor puncte termice nu va curge nici apă caldă în intervalul orar menționat. Vineri e rândul locuitorilor din centrul municipiului să rămână fără apă la robinete. Astfel, în vederea executării unor lucrări de deviere a rețelei de apă din zona pieței publice 22 decembrie, este necesară întreruperea funcționării serviciului de alimentare cu apă potabilă în data de 26 noiembrie între orele 8 și 18 în zona strada Ștefan cel Mare, de la intersecția cu strada Curtea Domnească până la intersecția cu strada Vasile Bumbac.